Și după aia Rusia. După aceea Rusia, da. Ai fost, plecat ceva vreme. Da, am fost plecat. A fost o perioadă foarte frumoasă. Adică pe mine acum Rusia este una dintre, să zic așa, dragostele mele. Adică dragostea vieții mele, să zic așa. Da. Pentru că m-am acomodat acolo foarte, foarte, foarte bine. Ceea ce nu pot să spun din primul impact care l-am avut cu Rusia. Am aterizat, am luat mașina și când am văzut cât de gri era totul, am zis, eu nu pot să stau aici. M-am tot și am acceptat greu. Și când am mai ales și am auzit și limba, am zis, bă, nicio șansă. Dar ușor, ușor m-am acomodat, am avut și colegi care m-au ajutat foarte, foarte mult. Și da, acum mă îndrăgesc Rusia și sunt, da chiar mi-aș dori ca la un moment dat să mă stabilesc, să ne stabilim în Moscova. Serios, da? Da. Dar diferența asta dintre fotbalul nostru și exact cum zici tu și aia, n-a fost greu? Bun, te-ai adaptat repede. Nu era greu, pentru că plecam de la un salariu de 2 lei și m-am dus la un salariu de 10 lei. Nu mi-a fost greu deloc. Nu ți-a fost greu deloc, ai învățat și limba. Aici stau până mor. Te obișnuiești, pentru că să fim realiști, când începi să câștigi ce bani și vezi că îți vin pe lună, păi atunci mănânci iarba, mănânci terenul, pentru că vrei să câștigi, nu devii indolent, gata, am câștigat un an 10 lei și gata, mi-ajung. Nu, m-am gândit pe termen lung și am profitat că am și jucat bine și am putut să stau mai mult acolo. Și colegii te-au ajutat sau cum? Că bănuiesc cu limba, cu obiceiurile, cu, nu? Da. De mâncat ce mâncați? E la fel? Adică e ok? Da, nu era mare diferență. M-au ajutat doi colegi foarte mult. Era un bulgar și un polonez. Și m-au luat sub aripa lor și așa am clădit o prietenie foarte de lungă durată cu ei. Și după aceea, ușor, ușor, am început să intrăm și cu rușii, pentru că era puțin mai dificil să intri în grupul lor dacă nu începeai să vorbești cât de cât rusă. Ei fiind mai naționaliști, vorbeau numai rus, puțin dintre ei voiau să vorbească engleză, chiar dacă știau. Dar ușor, ușor, când îți văd caracterul, se dau pe prază. E adevărat că e mai greu un picuț de intrat alături de ei, că ei au o oarecare reticență față de jucătorii străini? Adică ai simțit asta? Au venit ăștia din România să... Nu, pentru că, vă dați seama, noi veneam pe un salariu de nu știu cât, ei câștigau deja banii aia de foarte mult timp, pentru că jucătorii sunt respectați la ei. E jucătorul nostru, îl plătim, pentru că e al nostru și îl plătim cu mai mult, pentru că e rus, joacă în echipa națională, vrem să promovăm jucătorii ruși. Dar dacă străinul își face treaba și ne Dar ajută? Dacă străinul, da, normal, vine cu ceva plus peste ce joacă jucătorul rus, normal că nu era, nu mi s-a întâmplat. Te-a șocat ceva la primul meci, de exemplu, nu știu, să altceva decât știai tu că e fotbalul? La primul meci, pregătirea fizică, în primul și în primul rând. Exact când m-am transferat la... ca și paranteză, m-am transferat la Dinamo Moscova, eram în cantonament cu Dinamo în Antalya și în perioada aia noi terminam cantonamentul, eram la final. Când noi terminam, cei din Rusia mi se pare că plecau în primul sau al doilea cantonament în Spania. Deci eu trebuia să fiu oarecum pregătit, să fiu gata de campionat, de începerea campionatului. Nu pot să zic ce mi s-a întâmplat în al doilea cantonament în Spania, păi nu îi prindeam pe aia de nicio culoare. Da? Mă alergau și am crezut că mor. Dar după aceea, ușor, ușor, am început să mă adaptez. Deci făceau cantonament în Spania, deși pentru vremea pe acolo, pe la Moscova, nu era chiar așa de prietenoasă? Sau... Păi în Moscova făceam 4 cantonamente până să ajungem în Rusia. 4 cantonamente, da. Unde te încărcai, te încărcai bine, te încărcai ca lumea și puteai să alergi, puteai să joci. Deci era o pregătire spartană. Deci adevărată treaba asta cu școala rusească, cum se spunea, ei... Era ceva de speriat. Adică alergai, când era de alergat, alergai. Depinde și ce antrenor prindeai. Dacă prindeai un antrenor străin, atunci nu mai era pregătirea. Dar eu am prins și antrenor rus, de care era pe școala rusească. Și ea și aleargă. Frig? Foarte frig. Foarte frig. Foarte frig, da. Păi, așa, meciurile din iarnă, să zic așa, se jucau. Dacă trecea
de la minus 15 grade deja nu se mai jucau meciurile. Deci ei se opreau doar de la minus 15? Da, de la minus 15. Dar te obișnuiești, te obișnuiești. Mie chiar mi-a plăcut. Da? Da, chiar mă obișnuisem și chiar mi-a plăcut perioada. Foarte ei mult. Au găști, că mi-e greu să cred că rusul așa mai, adică ei se duc după meci, beau și ei o bere, o vodcă, o nu știu ce să, nu. Suc de portocale, da. Toate, apă plată multă, să se hidrateze. Dai seama că oamenii erau... Uite de camere! Da, oamenii erau consumatori. Am înțeles. Erau jucători profesioniști, nu... Dar veneai la antrenament și era aia... Știai... Peste ce era în România ca nivel de al fotbalului? Adică trecând peste antrenamentele grele, peste... Dacă mă întreb la perioada când am jucat eu, pentru că erau, veneau și străini, adică venea un Voronin, venea un Curaniu cu care am jucat eu, dădeai peste fel și fel de jucători și îți dai seama că nivelul era mult mai ridicat. Dar nici nivelul din România din perioada aceea nu era rău. Dacă îl compar cu nivelul de acum? Nu compară. Atunci nu vreau să te întreb de dacă mai cântați ceva și astea, că o zic, bă, voi numai întrebarea asta aveți cu Steaua, e numai una, lasă-mă în pace. Dar spune-mi doar atât, te rog. E adevărat că ai primit un DVD sau un CD cu melodiile celor de la Dinamo și ți-au zis suporterii doar paste să le... Da, la prezentarea noilor jucători eram într-un local, nu știu, un teatru ceva de genul acesta și era scena aceea înaltă. Și acolo noi toți în fața suporterilor și începeau să ne prezinte. Și m-a prezentat Adrian Ropotan, jucătorul român, asta, și a venit un șef de galerie, că erau mai mulți, și mi-a mânat premiu. Uitați aici un CD cu melodiile și din galeria noastră, pe care dacă dorești să le înveți, să le cânti mai partea, să nu mai cânti cu rivalii. Da, și puteai să cânti de la cine? De la Spartak, de la CSKA? Păi spre norocul meu, la primul derby am și înscris contra echipei Spartak, deci după aia gata, s-au șters cu buretele. A zis, luați CD-ul. Dar ei nu au făcut-o cu răutate, a fost în spirit de glumă. Normal. Dar mai în glumă, mai serios, am... Le-ai ascultat seara. Am început să cânt seara, da? Le mai fredonam puțin. Poate mă ascultau. Ai stat mult în Rusia, vreo 5-6 ani. 5 ani și jumătate, cam așa ceva. 5 ani și jumătate. 4 ani la Dinamo Moscova cu o perioadă de 6 luni împrumut la Tomsk. Și după aceea un an și jumătate la Nijni Novgorod. Ai prins niște echipe bune. Da, da. Niște echipe bune. Mai puțin Tomsk, era o echipă mai mică, dar acolo m-am călit bine de tot. Da, ai învățat rusește ca lumea? Adică... Nu pot să zic că am învățat ca lumea, dar mă descurcam. Adică puteam să vorbesc, puteam să port o conversație cu cineva dacă voiam în limba rusă. De exemplu, rusă. Antrenorul, dacă era rus, el în ce dădea? M-a forțat să încep să vorbesc rusă, pentru că nu voia să comunice cu mine decât în rusă. Adică primul lucru care am ajuns acolo mi-a zis să învață rusă. Că altfel o să fie mai greu. Da, pentru că el se gândea ce va fi mai ușor pentru mine. Știind rusă, mă integram mult mai ușor, de aceea mi-au pus la dispoziție și un profesor care să mă învețe și, dar mai greu. Sunt bani în fotbalul rusesc, cum se spune, nu la nivel de salarii, la nivel de să mergem cu echipa, cu avioane, cu distanțe mari, adică... Păi, deplasările făceam numai cu avionul. Și da, erau foarte mulți bani, adică nu stăteai numai la hoteluri foarte, foarte bune, zburam numai cu charter, adică nu exista. Foarte mulți bani și oamenii se respectă. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!